Synthesis, evident, este în al 30-lea an de activitate. Istoria este extrem de complexă. În 30 de ani am început cu tehnică de calcul, care în 98 a fost schimbată sau mai degrabă adăugată cu tot ce înseamnă echipamente pentru retail, mai precis case de marcat, POS-uri, ca în 2006 să devenim parteneri pentru firmele internaționale care au venit în România și au deschis, devenind astfel furnizori pentru soluții integrate de retail. Astăzi s-a terminat în mare măsură o ultimă etapă prin legarea echipamentelor fiscale la ANAF și astăzi deja am curaj să spun că activitatea se bazează pe mentenanța echipamentelor pe care le-am instalat în acești ani. Că suntem printre liderii naționali în domeniu, iar incontestabil în județul Bihor, de când existăm, suntem prima firmă cap și furnizor de echipamente pentru retail. Succesul nostru, dacă a fost prima dată cel comercial, acum este strict în jurul serviciilor pe care le prestăm spre clienți. De fapt, și politica firmei s-a schimbat și am pus accentul deosebit pe un centru de mentenanță foarte puternic, format din personal specializat, dintr-o flotă de mașini și timp de răspuns în toate colțurile județului unde ne-am deschis filiale proprii. Acest lucru aduce după el un nivel mare de încredere din partea clienților, ceea ce reiese și din numărul de echipamente instalate, undeva la 8.000 de echipamente, case de marcat și POS-uri, la care adăugăm scanere și undeva la 4.000 de cântare. Calitatea serviciilor este, de fapt, cea mai importantă notă din activitatea noastră. Reprezintă la momentul acesta peste 80% din activitate și cred că în viitor va fi cel mai important lucru, pentru că satisfacția clienților, mai ales de când sunt legați la ANAF și au un control direct al autorităților, pe ei interesează ca aceste echipamente să funcționeze în timp real, util și să fie servisați tot așa în timp real. 30 de ani este o sărbătoare, dar de fapt nu va fi o sărbătoare, ci mai degrabă va fi o relansare a firmei, deoarece pregătim un portofoliu cu mult mai complex și mai dezvoltat. Vom adăuga produse industriale, produse noi în gama de retail. Vom dezvolta biroul nostru din București și avem câteva proiecte internaționale. Pentru clienții din sfera județului Bihor vom avea evenimente chiar de sărbătoare în care îi vom invita ca să fie alături de noi pentru a sărbători într-adevăr cei 30 de ani de activitate în România.